Salutare oameni buni, bine ați venit la sezonul 3 din cariera cu Crowley Town, episodul 25, iată ce formație am creat. Am studiat cei mai mari antrenori din lumea aceasta, doamne Dumnezeule, pe ce în principiu. Furăm puțin tactica Barcelonei, vom juca cu doi închizători în acest sezon, vom juca cu left wingback-ul care va urca foarte mult și ne va ajuta, zic eu, în atac, Mutăm right back-ul să fie ceva mai defensiv un pic, vom juca cu right winger, cu striker, doi jucători pe poziția de cam și aceasta va fi tactica noastră pentru acest sezon. <laughs> Inspirat așa un pic din tactica Barcelonei am zis să încercăm ceva nou pentru acest sezon, ceva mai ofensiv un pic, ceva cu care putem domina și să, evident, să urcăm cât mai departe în campionat. Și să promovăm. Acestea sunt echipele uh, Hull City, evident au câștigat uh, Liga 3-a, QPR, avem Stoke City, Sunderland, Swansea, Watford, West Brom, Wigan și toate echipele de tradiție din Championship: și Burnley, Bristol, uh, Cardiff, Coventry... Derby County, Luton Town, Middlesbrough, o grămadă de echipe interesante pe aici, echipe de tradiție și să sperăm că vom termina însă cât mai sus în acest sezon. Evident, modificând tactica vom avea nevoie și de modificări în rândul jucătorilor, vom avea nevoie de CDM, vom avea nevoie de un left wing back mai ofensiv, zic eu, Castrul ăsta nu prea e ce trebuie acolo, vom avea nevoie de un atacant, mi-a zis foarte mulți, v-am întrebat pe cine ați dat voie afară din echipă și mulți a zis Fink. Nu știu dacă o să plece, dar vom încerca să-l înlocuim, poate vedem cum facem. Dar, avem nevoie poate și de un right-back nou... Morio a ieșit jucătorul sezonului trecut, l-ați votat în număr foarte mare pentru prima dată după foarte mulți ani în care un portar iese jucătorul sezonului. Bravo Morio, aplauze pentru acesta. Bugetul de transferuri pentru sezonul 3 este de 12 milioane și vom vedea ce vom mai putea vinde. Dar vom începe cu niște transferuri oameni buni. Avem niște jucători liberi de contract pe Isu Keita sau pardon, Yusuke care cred că este, de fapt sigur, este regenul gabonezului Aubameyang. Yusuke liber de contract, vom încerca să îl aducem la echipă, să vedem dacă vrea și el să vină, evident. Fără clauză de reziliere și îmi zice el ce vrea, mamă, 400.000 de, de euro la 15 goluri. Signing bonus mare, dar trebuie să mărim nivelul, băieți, și la salarii. 14.500 de euro pe săptămână salariu. Bine ai venit! Bine ai venit! Yusuke, Keita, noul nostru atacant, băieți. Care-i treaba cu acest jucător? Ratingul este de 78. Bun, întărim echipa. Băieți, poate juca și right winger, poate juca și atacant. Cotat la 21 de milioane acest măreț jucător. 88 pace, 77 shooting, 60 passing, 76 dribbling. Uh, excelează la tot. În afară de physical și defending. Și mai avem un jucător liber de contract pe care vreau să-l aduc din moment ce o să jucăm cu doi închizători. Avem nevoie de încă unul și am găsit unul liber de contract. Aceștia sunt cei doi jucători liberi de contract pe care vreau să-i aduc pe Keita. Pe care l-am adus și Ramiro Crespo, spaniol, CDM. Uh, pare interesant, o să-l aducem și pe el la echipă să mai întărim acolo... Ok, îmi zice și el cât vrea, nu vrea un salariu foarte mare, 3.700, un signing bonus decent și la 20 de apariții 80.000 de euro. Perfect, o să acceptăm. Și vine și uh, Crespo, un jucător cu nume mare. Iată, cotat la jumătate 69 overall, deloc rău. Uh, shooting are pace destul de bun, 67, dribbling bun, passing bun, defending ok, fizic mare Așa va arăta echipa noastră, bine putem să-l punem aici pe cu emeka. Cam așa o să arate echipa noastră pentru începutul acestui sezon Rămâne însă de văzut ce mai putem modifica prin echipă, mai vreau să fac niște transferuri, evident dar momentan rămânem așa. Da, bugetul inițial trebuia să fie de 6 milioane 200, însă vânzând jucători pe finalul sezonului trecut, ni s-a mărit la 12 700. ,000. Ceea ce e bine. Pleacă Ibrahim, pleacă Jensen, pleacă Gladwin, pleacă Toma. Și youth developmentul aici este... A, nu este... A, sunt obiectivele. Ok, 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 ok. Și vine ofertă de împrumut pentru Guillerme Costa. CDM-ul nostru brazilian care pare să aibă potențial și pare să aibă niște stats bune, o să-l dăm însă loan pe un an. Ofertă de transfer pentru Gianluca Prestiani, 10 milioane 900 pentru wingerul nostru și uh... Ah, ok, acceptă uh, Coșta împrumutul, perfect. Un an la Stevenici, unde va juca, ceea ce e foarte bine. Uh, Prestiani putem obține până la vreo 13 milioane pe el. O să-l dăm pentru că nu o să mai jucăm cu left winger. Uh, și pe Olaf Lund o să-l păstrăm și o să-l facem right winger. Și avem cu Emeca acolo cu Olaf Lund, perfect. Uh, deci, Prestiani este cel care pică. Lund mi se pare peste Prestiani, așa că l-am ales pe Lund să rămână. Chit care overall-ul mai mic. Prestiani inconstant, la fel ca și... Uh... Genie. O să cerem 14 milioane pe acest jucător. O sumă extraordinară, zic eu. Dacă am obțin și acceptă, perfect. Pleacă la PSV Eindhoven. Du-te, tată. Du-te de aici și lasă-ne. Ia uite-l pe Keita. Tata a venit la costum aici. A noua noastră vedetă din atac. Luat gratis. Gratis, băieți. Vine să facă istorie la echipa noastră. Regenul lui Pierre-Emerick Aubameyang. Mai mult ca sigur. N-am mai văzut gabonezi, sincer, tineri. Așa că presupun că el este care are și potențial acolo. Și sunt tare curios cum se va descurca acest tânăr jucător. Și vine ofertă și pentru Bradley Fink. Na, mă, că vi se îndeplinește dorința. Vine ofertă, însă putem scoate foarte, foarte mulți bani pe el. De la Augsburg vine oferta 11 milioane. Cam puțin, cam puțin, domnii mei. O să încercăm să obținem mai mult. Mai mult, mai mult, mai mult. Cât să obținem? Uh, 18 milioane 600, cred că este o sumă bună, zic eu. Ăștia rămân cu a lor, ha, leu. Ok. 16 milioane jumătate. Ce ziceți, Augsburg? O, oh, acceptă bine. Bine, tată, pleacă Bradley Fing la Augsburg. Deja rezolvăm două plecări după ce am rezolvat două veniri. Ofertă de transfer pentru Eduardo Ramos, camul nostru pe care l-am luat, să-l vindem. Un milion jumătate. La Atletico Tucuman, bine tată, du-te Du-te că oricum n-ai potențial, n-ai nimic Nu mă impresionează Bradley Fink se duce, avem uh, Confirmarea transferului Să vedem nota A Bă, iată că nu puteam obține chiar atât de mult 17.600, am fost aproape Foarte, foarte aproape de suma perfectă Pentru el Mulțumim Bradley Fink, ai fost un jucător Foarte bun, n-am ce să zic N-am ce să zic Mie chiar mi-a plăcut de el dar cred că într-adevăr da, era cazul să plece de la echipă. A avut numere destul de bune, nu la nivelul lui Dom Telford, care a avut cele mai bune numere de până acum, dar a fost un jucător important în meciuri chiar grele, sincer să fiu. Și avem nevoie de un atacant de rezervă. Și mă gândeam la Alexandre, la Cazet, pentru că este un jucător extraordinar, cu o experiență mare, rău de tot. Aflat la Lyon, la 33 de ani, eu zic că mai are încă zvâc în el cât să ne ducă în Premier League și poate să prindă un sezon bun în Premier League și să dea experiență tinerilor jucători. Ne trebuie un atacant. La cazet mi se pare o opțiune foarte, foarte bună. Așa că haideți să încercăm să-l aducem pe la cazet. O să coste ceva, dar este un jucător cu experiență de care chiar avem nevoie în echipă. O să ofer 14 milioane pentru el. 18 milioane 300 vor ăștia. Mm, cam mult, bă. Cam mult. 16 milioane 100. ,000. Ce ziceți de această sumă? 16 milioane 600. ,000. Ok, acceptăm. 16 milioane 600 pentru la cazet. O să negociem acum cu el și contractul. Chiar avem nevoie de un asemenea jucător. Un jucător pe care ne putem baza în meciurile um, care necesită mai multă experiență, să zic așa. Vrea să fie crucial. Ah, cam greu. Un an, doi ani. Niciodată un an. Pare rău. Iată, vreau un salariu extrem de mare, și la 15 goluri un milion. O să scoatem bonusul ăla și o să oferim. Da, cere 55.000 de euro. Dar îl vreau pe la cazet. Vreau un jucător cu experiență de Premier League care să ne ajute aici. Și bine venit la cazet. Avem acum doi atacanți. Competitiv, băieți, unul cu experiență și unul tânăr care poate exploda în orice moment. Deci, bine ai venit la Cazet, încă un transfer colosal, cel mai important transfer poate de până acum, băieți, dacă mă întrebați pe mine, ca jucător cu renume, cu experiență, Alexander la Cazet mi se pare transferul perfect pentru ce avem noi nevoie acum. Bine ai venit, un jucător cu steațuri, încă foarte bune pentru 33 de ani, o experiență colosală în spate jucător cu care a jucat o grămadă la Arsenal și a fost super bun. Așa că bine ai venit la cazet. Bun, mândru că l-am luat pe ăsta. Chiar mă bucur. O sumă cam mare de transfer pentru un jucător bătrân, dar îmi place. Îmi place. Este un transfer realist, dacă mă întrebați pe mine. B. Mm. Vine și primul meci amical cu Granada. Haideți să simulăm această partidă cu această echipă în teren. Debutează Crespo, debutează Keita și facem 1 la 1. Teixeira înscrie singurul gol al nostru. Cross va pleca împrumut la Giresunspor în Turcia. Un an. Du-te, tată, să joci. Are 59 overall și nu prea ne putem folosi de el momentan, dar sper să crească și vin și scoutării băieți. Din Letonia, că v-ați luat de mine că am zis Latvia, uh, nu mă interesează ăsta, nici Irbe, să vedem ce mai găsim pe aici. Am câte nume au ăștia mă, pe aici, La, în România avem numai Toma și mai sunt câteva nume, da, nimic interesant din uh, Latvia. <laughs> și, opa, avem aici unul interesant pe Kim, însă pare base ul extrem de mic. Kim Dar. Uite aici unul, Chung-ho Chung So-hong. Chung so Hai mă Hong, să vedem. Cota la 1 milion. Uh, nu, prea este winger. Cam mai degrabă, dar nici cam, nu știu ce e asta. Ce am putea să-l facem? N-am nici mai vagă idee. Na, Cam. Pff, ce surpriză că tot Cam și ăsta. Wow. Zachary Bishop a ajuns la 60 overall, uh, potențialul nu pare atât de wow. Dar o să luăm ca să-l vindem. Toți scoutării sunt valabili și o să vină toți trei deodată de acum înainte. Hai să mai trimitem prin țări din astea așa de... De nu se așteaptă nimeni. În Suedia! Hai mă în Suedia păstea de 5 stele, 5 stele. 3 luni în Suedia. Bă, în Franța n-am trimis până acum, cred, dacă țin eu bine minte. Îl trimitem pe în Franța. Și hai să trimitem și prin America de Sud. În Argentina am trimis... Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela, Uruguay. Uruguay, mă. Hai, mă, în Uruguay 3 luni. În Uruguay 3 luni cu tine. Aia zic. Ofertă de împrumut pentru Eduardo Machado. Camul nostru de 58 tovorul, La Hermannstadt. Mamă, perfect. O să-l trimitem un an la Hermannstadt împrumut. Almeria, meci cu Almeria în campionatul ăsta amical. Hai să simulăm și cu ei câteva rezerve prin teren. Debutează și la cazet. 2 la 1 câștigăm. Lund și Ture aduc victoria. Bravo băieți, mă împatem pe Almeria. Un rezultat foarte bun, dacă mă întrebați pe mine. 3 puncte. Avem 4 în total până acum. Meci cu Verona. 0 puncte pentru ăștia în turneul amical. Haideți să câștigăm, zic. Jucăm cu echipă bună, însă pierdem. Ofertă de transfer pentru Brandon Mason, 920.000 de la Steven. Nici o să acceptăm mulțumim pentru tot Brandon Mason, dar sezonul trecut nu prea a fost ce trebuie acolo. Pe Carniciu cu Emeca, îl mai avem încă un an aici la noi, o să-l facem cam. Și... Cred că e mai bine pentru el. Are un shooting foarte mare, 86 finishing. Bă, pe ăsta putem să-l facem vârf, mă? Putem. Cred că ar putea juca destul de bine acolo cu shootingul ăla, dar o să-l facem cam. Și sper să fie un shadow striker bun, nu? Primul meci al sezonului în Championship. Cu Plymouth. Jucăm la noi acasă însă pe noul stadion, băieți. Jucăm pe Crowley Arena. Cu Morion Poartă, Castro, Amenda Aurel Lopez Gordon. Janssen, Crespotec și Monteiro, Irochiu uh, cu Emeka și Yusu Keita în atac. Aceasta este formația pe care o să o folosim. Ăștia joacă un 5-2-3. Hai să începem meciul. Un nou sezon, băieți, începe. Sezonul 3. Cel mai greu de până acum, fără doar și poate. Să sperăm la promovare la capătul acestui sezon. Probabil va fi un sezon destul de lung. Dar iată noul stadion. I-am dat mare upgrade Eu ce frumos, zici că e Național Arena Fanii sunt aproape de noi O să fie top, o să fie top rău de tot Morio, omul sezonului Capitanul nostru Este noul capitan, numărul 1 Iată După ce l-ați ales omul sezonului Am să-l facem și uh, Capitan, ca să nu se mai tot schimbe Să avem portarul capitan, tată unde sunt sidiemii? De ce ne-au prins atât de descoperiți? Aici un șut pe lângă poartă. Prima ocazie este acelul de la Plymouth. CDM-ii mei n-au stat pe poziție Nu am avut cu cine să mă apăr Bine, Aurel Amendă, un tackling foarte bun Și acum Ciucuemeca spre Monteiro Monteiro spre Teixeira. Teixeira pasează în față către Cheita Se duce însă Ciucuemeca Dacă nu el, atunci cine mă? Cine să fie dacă nu Ciucuemeca? Omul cu golul, omul cu primul gol Din acest sezon Siu, asta e pentru Lund a zis, a specificat că a luat locul de titular aici. Că l-am preferat pe el și a zis, bă, la început, dacă dau gol pentru băiatul meu, Lund, <laughs> care a zis el va fi moștenitorul tronului, așa a zis. Rămâne de văzut. Dar primul gol din Championship în această serie este marcat de, evident, Caleb Ciucuemeca, cel mai popular număr 50 din istorie. Pas acolo, Wayne Lopez se descurcă nu prea însă Enis acum, o pasă bună la right, trebuie blocat, Lopez, fantastic, încă o dată Lopez, U, ce călcâi bun, Ines trece, un dribling frumos, trece, apără Morio, impec, bă, 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 iată, începe sezonul cum l-a terminat, Dumnezeesc Sfântul Petru, portarul de la Crowley, cu capul acolo Crespo, câștigă duelul și acum este Calepciu cu Emeca, trece de un adversar, să vedem acum dacă va avansa... Să vedem și pasa însă, cred că e offside, cam lent m-am mișcat și aici. Și se termină prima repriză, oameni buni. Conducem cu 1 la 0 în acest meci cu out în debutul Championship în sezonul 3. Vom face și niște modificări la pauză, o să-l testăm și pe la cazet, o să intre și Ciucu Meca cel tânăr, o să intre și Lund și Parker în locul lui Crespo. Atât schimbăm. Poate declanșa contraatacul, să se mișcă foarte lent ăștia aici. Grant la balon. Bun, acolo Gordon rezolvă fantastic și acum este Olaf Liund cu o pasă spre la cazet. Prima atingere a noului nostru noir. Trebuia să primească el, nu? Cum dracu Parker. Pasă bună, Monteiro către la cazet. Intratare este aici. Fac un pressing destul de, de mare. Cei de la Plymouth. Ar fi extraordinar să debutăm cu o victorie, ar fi pentru prima dată când debutăm în sezon cu victorie. O pasă bună însă, Alfonsi dă mingea în spate, Wayne acolo, bine, Aurel amendă, își face treaba. O pasă bună însă la Alfonsi, pasă în spate acum, pasă în față acum, Alfonsi scapă însă este Aurel amendă, se ține Sky de el. Nu, nu-l oprești, nu-l pe Aurel în apărare și Ciucu care rezolvă faza Monteiro acum. Monteiro driblează frumos la cazet. Îl vede acolo pe Olaf Lund care scapă pe lângă apărarea adversă. Dute Lund! Dute Lund finalizează Olaf Lund! Wingerii noștri ne aduc victoria astăzi. Mai mult ca sigur. Eu așa zic. Siuu! Șeptarul nostru Olaf Lund înscrie și el în primul meci al sezonului. Cine o să fie la sfârșit mai bun oare? Lund sau Ciucu Emeca? Ce credeți? Spuneți în comentarii. Iată, iar dă like. Vedeți? Lund mereu de like. Voi dați like. Să fiți ca Lund. Ia uite. Uite ce jucător. Frumos acolo. Scapă fantastic. Două goluri asemănătoare. Frumos. Așa ne place. Aproape, aproape să ajungă jucătorii mei. Nu câștigă nimeni la cap. Este însă Jansen acum și este Ciucu Emeca la balon. Ciucu meca cel tânăr către Castro care șutează însă slab. Șut de fundași. Meciul se termine și câștigăm în debut în Champions și pentru prima dată într-un sezon câștigăm meciul oamenilor. E, se anunță un sezon bun pentru noi. Obținem 3 puncte cruciale în startul sezonului cu Plymouth, care nu este cea mai bună echipă din ligă, dar... O victorie e o victorie. Caleb Ciucu Emeca și Olaf Lund, marcatorii de astăzi. Omul meciului, Ciucu Emeca. Normal. Olaf Lund, 7.6 și pentru el. La cazet cu un asist. Keita cu un asist. Atacanții au fost pasatori. Bradley Fink? Anyone? <laughs> Pot și ei să facă ce făcea Bradley Fink. Note bune pentru atacanții mei la debut, ceea ce nu e rău deloc. Două asisturi au și influențat meciul. Aurel amendă fantastic în apărare, fantastic. Morion poartă, Dumnezeu. Oferte de transfer pentru Zach Bishop, băiatul pe care l-am adus ca să-l vindem. O să negociem, are 69 overall, cred că putem obține un milion și ceva pe el. Zic eu, 960 de mii oferă ăștia. O să cerem un milion 370 de O sumă bună, zic eu. 1.150.000. Bine, mă, hai, mă, luați-l, ple să plece numai, să mai peliberăm, să mai risim un pic lotul. Iată că Chun So Hong a învățat poziția de cameră, are 61 și și overall momentan și crește, nu crește, tot 61 rămâne, deci cam pe acolo se situa oricum. Dar mi se pare slab băiatul ăsta, nu știu ce să zic de el, Nu are nici shooting mai deloc, chiar nu știu. O să-l mai păstrăm un pic la Academie să vedem. Am picat în Carabao cap cu Millwall și avem meșcuit ei data viitoare în următorul episod. Și cu Burnley, cu Wigan, mamă, mamă, program încărcat din nou în prima, în prima lună. O să și modificăm aici asta, o să avem doar only rest în luna asta, doar ne odihnim băieți. Dar cam atât pentru astăzi, mai avem buget de 22 de milioane, deloc, deloc rău. Să vedem ce mai putem modifica prin echipă, rămâne de văzut. Dar până data viitoare lăsați acolo un like, am început sezonul ăsta perfect cu 3 puncte, cu transferuri frumoase și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă pup și vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în episodul următor. Pa!